Primăria Municipiului Timișoara a intensificat programul de întreținere și reparații la locurile de joacă pe perioada verii. Fiecare loc de joacă este verificat pentru a identifica și remedia eventualele defecțiuni sau uzuri ale echipamentelor, iar componentele deteriorate sunt reparate, vopsite sau înlocuite cu altele noi. În perioada vacanței, echipamentele de joacă sunt mai intens folosite, iar Primăria Timișoara a mobilizat echipe specializate care au început intervențiile în spațiile și parcurile dedicate celor mici. Au început lucrările de întreținere în Parcul Copiilor, unde angajații horticultură au reparat rambulinele de la intrarea în parc dinspre strada Michelangelo. În parcul Bulevardul Sudului a fost instalat un nou leagăn și au fost reparate aparatele de joacă. Pe strada Electronicii a fost înlocuit toboganul vechi, s-a reparat gardul de împrejmuire, iar băncile au fost curățate. În parcul de la intrarea Peru a fost instalată o nouă plasă protectoare pe terenul de basket, a fost recondiționat și completat gardul de împrejmuire și reparate aparatele de joacă. În parcul Lidia, pe lângă reparațiile aparatelor de joacă, a fost instalat și un nou leagăn pentru copii. Verificările continuă, iar zilele acestea echipele partenere intervin în parcul Arcidava, unde au loc reparații la locurile de joacă, verificarea, fixarea și recondiționarea acestora. Aici groapa de nisip a fost proaspăt amenajată pentru cei mici. La spațiul de joacă Square Edison sunt înlocuite câteva dintre aparatele de joacă, iar cele vechi sunt verificate. În parcul Sfântul Nicolae este înlocuit leagănul care a fost vandalizat și sunt verificate și celelalte echipamente de joacă pentru siguranța celor mici. Locul de joacă al grădiniței de pe strada Crișan a fost și el supus unor schimbări. Obiectele din lemn sunt revopsite, iar groapa de nisip a fost recondiționată și nisipul înlocuit. În Parcul Copiilor, acțiunile de îngrijire continuă cu verificarea trambulinelor și refixarea acestora pentru siguranța utilizatorilor. În Parcul Central au fost acțiuni de curățare și igienizare a mobilierului. Pentru a minimiza disconfortul cauzat de aceste intervenții, lucrările sunt planificate astfel încât să fie realizate într-un timp cât mai scurt.